Bună seara, sunt Cristian Nerde și mă bucur să ne revedem. Vreau să vă spun că mulți oameni mi-au spus că trebuie să fiu nebun să chem în această emisiune două persoane între care, la prima vedere, dialogul pare aproape imposibil. Și totuși, haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi veți urmări un dialog aparent imposibil între un preot și un rocker rebel care își exprimă liber convingerile și punctul de vedere despre teme controversate și ziceam, prejudecăți. Nu cred că rău sau binele, unul are putere mai mare. Trebuie să existe în balanță. Preotul clujean, Claudiu Melean, un preot mai puțin convențional, a acceptat să răspundă direct la provocările aduse de foții membru al trupei de rock Truda. Biserica se folosește de credința omului, nevoia de bază, de fapt, că toți avem nevoie să credem în ceva, toată lumea. De chestia asta ca să scoată un profit, să facă un... Dar există așa, vă spun că sunt preoți la țară cu 2-3 copii care nu-și iau, el, care nu-și iau salariile, care nu-și iau salariile. Își iau salariul pe primele 5-7 luni din an, da. Și după aceea nu mai au salarii. Care sunt cele mai scandaloase simboluri ale bisericii din punctul de vedere al unui rocker rebel? Deci Țara Pupătorilor de Moaște, da? Piesă. Da. Mi se pare cel mai oribil gest. Cum transmite acest mesaj prin muzică trupa Truda? Imitarea actului sexual la adresa crucii. Cum vi se pare? Preotul la adresa crucii. Da, cum ți se pare ceva niște care... preoți pedofili care în continuu apar? Eu am văzut an de an. Vă dau niște exemple care le-am văzut chiar foarte aproape de mine, tineri, adolescenți care au ascultat muzică roșu, ajuns în comă alcoolică. Și asta fără nicio... spun doi preoți care au fost în comă alcoolică. Eu îi cunosc bine, da. Deci n-are treabă. Da, da, da. Iată câteva teme pe care cei doi au încercat să le exprime liber, fără prejudecăți. Întrebările incomode au continuat și asupra unor proiecte actuale, precum proiectul de construire a Catedralei Neamului. Ți se pare normal să se construiască o catedrală de 400 de milioane de euro când sunt de 2,5 ori mai multe biserici în România decât spitale și preoți? Ce zici, Claudiu? Și noi avem catedrala patriarhală mai mică decât o biserică de cartier. Păi asta e chiar, da, o rușine pentru noi. Dar cui biserică e mai mare? Nu-i vorba, care vorba sunt concluziile unei astfel de confruntări, veți afla în emisiunea de astăzi, într-un dialog aparent imposibil. Vă spuneam că în această seară avem doi invitați nonconformiști cu care... o să facem un dialog probabil destul de controversat și vreau să vă spun, nu știu, eu sunt foarte mândru de faptul că ați acceptat să veniți aici. Cred că e, dacă aș fi, nu știu, aș fi întrebat 100 de preoți și 100 de rockeri, nu știu câți ar fi vrut să vină la o discuție de genul ăsta. Eu vă mulțumesc mult că sunteți aici și că putem vorbi din perspective atât de diferite, poate, despre niște lucruri. Până la urmă vrem să arătăm faptul că chiar dacă oamenii au concepte diferite, nu e nicio problemă să stea de vorbă unul cu altul. Nici nu suntem atât de diferiți la urma urmei, o să vezi. Deci, da, s-ar putea să fie tot puncte comune. Suntem, da. Abia aștept să vedem. Bun, foții, hai să intrăm direct în subiect. Cei care ascultă muzică rock sau cei care cântă muzică rock se îndepărtează de Dumnezeu? Sunt oameni împotriva credinței sau nu? Ce părere ai? Nu, eu cum am spus și data trecută în emisiune, n-are sezonul legătură cu fazonul. Deci lumea, concepțiile învechite fac ca aceste... cum să zic, rockerii străi, rockerii spletoși, rockerii ies din normalul ăla tipic, freza frumos pieptănată și așa ca tine. Știi, pentru că sunt rebeli, muzica rock e muzică rebelă, practic. Dar să știi că dincolo de freză și eu sunt destul de rebel. Da, asta crede-mă. Știu, dar nu pot să zic. De asta, de asta te-am chemat. Da, și? Deci lucrurile nu sunt ceea ce par. Deci cred că o să dovedim în seara asta chestia asta. Eu sunt convins și de asta am și... Claudiu, din perspectiva unui preot, preoții pot fi compatibili cu rockerii pe anumite nivele? Adică tu consideri că cei care se ocupă de muzica rock sunt atei sau sataniști neapărat? A, nu, nici vorbă. Nici nu m-am gândit deloc să judec pe cineva venind din emisiune și dincolo de toate. În general, mă străduiesc să nu judec pe oameni. Când vreau să discut cu cineva, îl iau ca așa tare, chiar cu încredere. Adică am încredere că ceea ce zice... e adevărat. Pe lângă asta, eu îmi pun întrebări, adică personal vreau să înțeleg anumite lucruri, nu pretind niciodată că știu toate. Nu putem ști tot, asta e categoric. Și când vrei să studiezi o problemă, chiar dacă nu e compatibilă, să zic, cu starea ta, e bine să fii, să te
artist trebuie să fie cât de obiectiv. Adică nu poți, gata, vin și dau cu parul și eu condamn pe toți rockerii din lumea asta. Uh-huh. Pe de altă parte, acum știți că genurile de muzică rock sunt împărțite. Discutam și înainte. Da, poate eu să ne spună multe despre chestia asta. Așa. Și probabil că în felul ăsta, gândind lucrurile, stând de vorbă, chiar stând de vorbă față în față, fiecare dintre noi vom înțelege mai mult pe celălalt. Asta apreciez și la invitația ta. Da, versurile din piesele voastre sau muzica în sine sunt versuri care pot fi interpretate de unii oameni ca fiind împotriva religiei, a bisericii sau a credinței? Pot fi interpretate doar în corect, doar în modul în care noi le-am exprimat. Deci, nu, cum ziceam, nu există doi oameni la fel, două feluri de gândire la fel, doi oameni nu pot gândi la fel. Fiecare interpretează în felul lui și, cum spunea și Claudiu, nu, ori îți place, ori nu-ți place. Deci nu există gri, nuanțe de gri aici, mai ales când e vorba de Truda, pentru că de muzica noastră sunt, mesajele sunt tari pe poziție, spunem ce vrem să spunem, fără ocolișuri, direct în față. Deci nu o îmbrăcăm frumos în poezie și da de înțelege cineva. Nu, e direct pe față ce vrem să spunem. Cum zicea și Claudiu, apropo, că nu putem și nu suntem în măsură să judecăm pe nimeni de ce ascultă alt gen de muzică, de ce el e preot, eu sunt tehnician dentar sau, da. Mă rog, este o funcție la urmă, de și ce fi asta? Da. Și nu numai atât. Deci dacă eu aș gândi acum, dacă mi-ar trece prin cap că foții mai păcătoși decât mine, ne-am ratat toată emisiunea și nu numai emisiunea. Chiar posibil ca, să fiu chiar aici într-o notă chiar de ca, glumă, dar nu. Acum asta chiar nu stabilim noi. Suntem chiar oameni familiști și cu familie și cu copii și da. Amândoi. Deci uite, da, spusesem că și tu ai doi copii. Da. Și în emisiunea cealaltă vorbisem despre asta. O să te întreb o chestie mai personală. Nu e nicio problemă dacă tu preferi să-ți ia asta pentru tine. Tu personal crezi în Dumnezeu? Crezi în biserică? Crezi în religie? Nu cred în Dumnezeu biblic. În Dumnezeu, în personificarea binelui și a răului, ce le este servit oamenilor mai simpli să înțeleagă de fapt pe Dumnezeu. Așa. Asta e de fapt Biblia. Eu cred în echilibru natural al lumii. Cât rău, atât bine. Cât adevăr, atâta minciună. Cât frumos, atât rău. Societatea avea o problemă mare când acest echilibru se rupe, părerea mea. Eu cred în chestia asta. Dacă asta e Dumnezeu, atunci da, cred în Dumnezeu. Știi, pentru că principiul de care vorbește Foții, sunt convins că e și un principiu al credinței ortodoxe pe care tu o ai, din câte... Parțial. Pentru că care e diferența? Eu o văd un pic șintoistă și o să explic de ce zic asta. Adică în creștinism niciodată binele nu e egal cu răul. Întotdeauna binele are puterea cea mai mare, întotdeauna binele învinge și biruiește. De exemplu, la mine asta e imposibil. Binele să fie mai mult bine decât rău. Sau rău mai de bine, ce? Să de fie ce mai puternic. Imposibil, pentru că așa e... Nu mai mult am zis. Am zis puterea, da. Puterea binelui... Da, hai să vedem de ce e imposibil. Puterea binelui pentru că omul are nevoie să creadă în bine. De aia e mai mare. Pentru că majoritatea oamenilor cred în bine. Au nevoie de bine. Au nevoie de siguranță, de sentimentul de bine. Cine vrea rău? Nu vrea nimeni. Normal că, din punctul ăsta de vedere, binele are o, cum să zic, o pondere mai mare. Lumea vrea mai mult bine și puterea binelui este mai mare. Uh-huh. Dar ăsta e singurul punct de vedere. Nu înseamnă că e chiar așa. Uh-huh. Eu, cum ziceam, nu cred că rău sau binele, unul are putere mai mare. Trebuie să existe în balanță un echilibru. Și un echilibru. Uh-huh. Asta, mă rog, e o filozofie de-a mea, o teorie. Da, sigur. De asta am și vrut să discutăm. Și apropo de asta... Muzica pe care tu o cânti sau o muzică din acest spectru în care tu cânti e o muzică care duce spre satanism sau nu? Nu are absolut nicio treabă. Voi personal când creați piesele sau vă gândiți la asta sau nu? Nu, absolut nu are nicio treabă. Deci n-ai cum să fii satanist dacă nu crezi în Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu trebuie să crezi și în satana. Deci, părerea mea, eu necrezând în Dumnezeu biblic, n-am cum să cred în satana. Cred în satana și nu cred în... Adică cred în bine, dar nu cred în rău. Uh-huh. Exact la echilibrul ăla ajungem. E imposibil. Vreau să se înțeleagă, un preot e mai satanist ca mine, pentru că el crede în amândouă. Eu nu cred în niciuna. Uh-huh. Eu n-am cum să fiu satanist. Am bine, înțeles. În ghilimele vorbind. Că, am înțeles. Claudiu, tu ce spui? Ai fost foarte, foarte fain și mi-ai spus că înainte de emisiunea asta te-ai apucat de niște studii să vezi un pic cum e cu fenomenul rock. Chiar m-a interesat, niște... adică da, și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Tu ce chiar, părere ai? Chiar piese de ale lor am ascultat. Chiar piese ale formației Truda. Am ascultat câteva piese de ale lor.
Acum, pentru mine chiar era o întrebare. Vreau să vorbim neapărat de formația True, dar ce vreau să vorbim în general despre muzica. Pe mine m-a interesat cum gândește un rocker. Nu știu dacă am reușit să înțeleg. E destul de greu din poziția mea. Eu dar după 25 de ani am reușit să înțeleg. Încercând să intru în poziția de rocker. Adică mă întrebam, sunt rockeri care cred în Dumnezeu și cum zicea Foții, sunt cu Satana, adică declarați pe față, și alții care nu cred în Dumnezeu, dar bat joc efectiv de o, cum să zic, o ridiculizare a lui Dumnezeu. Pentru că și eu sunt de aceeași părere cu Foții, că dacă atunci începem să ne batem joc unii de alții, punându-L pe Dumnezeu în mijloc și profitând de ideea de Dumnezeu, ne batem joc de ceilalți oameni, atunci chiar suntem sataniști. Da, exact. Frate, eu sunt foarte uimit, adică au trecut din această emisiune câteva minute și am găsit deja vreo 2-3 puncte comune. Nu, asta ar trebui să explicăm lumii, pentru că într-adevăr sunt ramuri ale muzicii rock, care sunt sataniști, nordici ăștia, mai ales nici nu măcar sataniști, păgâni ei cu vikingii, ei au fost foarte supărați când s-a creștinizat nordul și... E și un nume pentru curentul ăsta? Se cheamă black metal în general, dar există în toate metal negru. Dar asta e 5% din rock. Acum, deci, din câte știu eu, sunt 4 ramuri rock-ului. Softul, hardul... Asta mare, dar sunt în general, subgenuri. Așa. Și există ziceam, doi oameni nu sunt la fel, doi oameni nu pot compune la fel, nu pot fi două stiluri la fel. Bine, în mare trebuie să le încadrezi. Da, este muzică satanică, nordică. Aia e 5%, nici atât măcar. Restul e hard rock, restul e metal și speech și thrash și în felul de categorisire. Dar astea de obicei, mare parte, n-au treabă cu... Și apropo de stiluri, este și acel rock creștin, nu? Da. În care oamenii cântă cu instrumente de formație rock, piese, practic, cu versuri... Ce părere ai despre chestia asta, Claudiule? Da. Cum ți se pare genul ăsta de muzică? Mi se pare mie un pic perfid. Adică cel puțin e sincer. Ce genul de muzică trebuie să se exprime și în text, în mesajul care îl comunică. Dar de unde știi că ceilalți nu sunt sinceri? De unde știi că nu sunt sinceri? Mi se pare o contradicție. Adică să vorbesc de Hristos, care e liniște, pace, bucurie, bunătate, în niște ritmuri foarte alerte. Ți se pare o contradicție? E contradicție în termeni. Adică... Mie nu se pare contradicție. Am vrut să zic că cunosc eu chiar în Cluj. Sunt prieteni de-ai mei care cântă rock creștin, muzicieni foarte de valoare, prieteni vechi de-ai mei și chiar trupe apreciate. Deci nu înseamnă, lumea nu se ia după texte neapărat sau doar după muzică. E un fel de mixtură între ele. Ce zicea Claudiu e că mie nu se pare un ritm alert sau cu chitări electrice mai date mai tare, ceva împotriva lui Dumnezeu, că nu ni se pare, la unii nu li se pare normal, ei muzica liniștită li se pare normal. Iar normalitatea e relativă și cuvântul relativ e relativ, la urma urmei. Deci ce mie nu mi se pare normal, ți se pare normal și invers. Deci de aia, iară, nu pot condamna la un om, muzica aia mai tare, dar poate Dumnezeu a făcut heavy metal-ul și rock-ul. Deci mai mult ca sigur că El a făcut, mă gândesc că din punct de vedere al Creatorului, Dumnezeu a făcut și muzica asta. Nu, Satana a făcut-o. Deci aici ajungem la o altă chestie. Tot ce e rău... Poți să ne spui cum vezi tu, adică muzica mai alertă, de ce crezi tu că ar fi o chestie, să spunem, anticredință? Vreau să zic că... Nu, dacă am înțeles bine. Da. Nu anticredință, adică nu cred că Dumnezeu stă și zice asta e bună, asta nu e bună, hai să facem departajări de felul ăsta, nu. Deci dacă eu cred în Dumnezeu, sunt ferm convins în existența lui Dumnezeu, cred în Hristos istoric, biblic, dar eu gândesc că orice lucru care îl deranjează pe om, care îl provoacă la rău, acela, Dumnezeu nu hotărăște păcatul că așa are chef, să zică ăla e păcat și ăla nu-i păcat. Dar ritmul alert provoacă, îl îndemnă la rău? Numai puțin. Hai să vedem. Ziceai de volum, o chitară dată mai trare, un ritm tobe, mai alert, sau tobe. Astea, inclusiv psihologi care au studiat problema, arată că incită ființa omenească, inclusiv la agresiune, inclusiv gândirea, creierul, concentrarea, sunt afectate de volumul ăsta. Deci până la 80 de decibeli e o funcționalitate normală a muzicii. Normal din punctul de vedere al omului care crede că ăla e normal. Nu, a psihologilor, nu vorbesc acum. Din punctul de vedere al celor care văd așa. Un studiu psihologic care l-am citit pe internet. Știi ce vreau să... E o părere. Am înțeles ideea, da. Foții, vreau să te întreb următorul lucru. Tu cu ce asociezi muzica rock? Adică ce sugerează ție? De exemplu, îți sugerează libertate? Mie ritmul alert mă calmează. Te calmează? Da. Îmi dă. Eu când ascult muzică rock, mă relaxez.
cu cât e mai alert, cu atât îți mai cald. Deci, sincer, eu asta simt. Cu atât funcționez mai bine, cu atât gândesc mai bine, cu atât pe mine mă inspiră muzica. Și muzica rock, în general. Și te apropie, să spunem, de oameni? Adică, să spunem, păi ești asta mai făcut, bun prieten prin muzica formația, prin formația și muzica care o fac, am cunoscut zeci de sute de mii de oameni în țara asta. Și toți suntem apropiați. Cum ziceam și data trecută, în copilul ăla de la București, care au zis că a dat de noi și ne-a cunoscut și era să-și ia viața. Da, apropo de cel care a încercat să se ucidă, spuneai. Da. Uite, un lucru bun, de exemplu. Asta vreau să întreb. Au fost niște scandaluri de care tu, în mod sigur, ai aflat, cu niște formații care au compus niște versuri, formații foarte cunoscute și care au fost interpretate de unii oameni ca fiind versuri care instigă la sinucidere. Au fost doi tineri care au murit în urma acestor incidente. Au fost și niște procese. Ce părere ai? Da, eu cred că vorbești de Judas Priest, de procesul lor din 82, cred că era un referent, do it, just do it, adică fă bine, dacă ăia doi au fost idioți și au luat-o altfel decât vroiau ei să... altceva decât vreau ei să spună trupa, bineînțeles, în proces și în instanță s-a stabilit, deja și judecătorii râdeau că e o tâmpenie la urma urmei, dar mă rog, preoții, nici nu preoții, cine au fost ăștia, predicatorii americani da. Care i-au dat în judecată, au ajuns de râsul lumii, că n-ai cum, n-avea nicio treabă cu chestia sau cu discurile întoarse și se aud de satana, iară-s mituri și povești. Da. Deci prostii, imposibil, eu sunt inginer de sunet, lucrez în studio, eu știu ce înseamnă să dai înapoi un vinil și să creezi practic ceva, un mesaj rău. Deci,